ziua și, sau bună seara, mai bine spus, că de fapt e întuneric afară. Suntem, dragii mei, la prima emisiune a La Se Buzune Doar la TV, Interes Local se numește, și sperăm ca în fiecare zi de luni și de miercuri să abordăm în această emisiune foarte multe subiecte cu care ne confruntăm noi și voi încerca să aduc în fața dumneavoastră reprezentanții autorităților locale sau centrale și care să ne expună diversele probleme cu care există la acel moment în județul nostru. Astăzi și-am ținut neapărat ca prima emisiune a Interes Local să fie prezent în studioul nostru domnul prefect al județului Hunedoara, domnul Călin Petru Marian, și cu această ocazie mulțumesc foarte mult că și-a făcut timp. Știm că e perioada foarte delicată în care o traversăm cu toții, dar dânsul a ținut neapărat să ajungă pentru a explica prin intermediul nostru să răspundă la diversele probleme în care ne confruntăm. Bună seara, domnul prefect, și vă mulțumesc că ați venit în studioul nostru. Bună seara, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și vreau să vă felicit foarte mult pentru acest studio, pentru acțiunea care ați făcut-o de a mediatiza cât mai mult posibil informația pentru cetățenii din județul Hunedoara și cu siguranță în aceste vremuri de pandemie cred că este cel mai important mijloc de a ajunge informația rapidă, fermă și la obiect despre tot ceea ce se întâmplă în acest județ. Vă mulțumim pentru aprecieri și am făcut în așa fel încât, într-adevăr, să avem un studio exact cu zbranul noastră, prin care, prin intermediul lui, să ajungem cu informații rapide către toți unedoreni. Domnul prefect, exact cum spuneam mai devreme, ne aflăm într-adevăr într-o situație foarte, foarte delicată, nu numai în România, la nivelul întregii planete. Chiar acum, înainte să intrăm în direct, am văzut că DEV a intrat în scenariul roșu, din păcate ce am depășit ținta de 3 la 1000 de locuitori infectați, dar nu ați convins că le aveți, sunteți la curent, ca și reprezentantul Guvernului Teritoriului, le aveți exact și v-aș ruga să spunem unedorenilor care în aceste clipe vor să afle de la sursa cea mai autorizată exact cum stăm cu pandemia în județul Hunedoara. Da, într-adevăr, toată lumea urmărește și, după cum știți, noi pe site-ul instituției prefectului și pe adresa de Facebook dăm tot la 2 zile incidența și informăm pe toată lumea despre cum stăm. Ieri am dat, fiind duminică, am și convocat ședință de Comitet Județean de Situații de Urgență și am prezentat incidența la nivelul județului. Au intrat cele două municipii mari din județul Hunedoara, atât Deva cât și Hunedoara. La Deva suntem cu 3,26 incidență, iar la Hunedoara cu 3,51. Mai avem Bradu ca și municipiu, mai avem Orăștia, mai avem Simeria, Hațegu a ieșit ieri, că era peste 3 săptămâna trecută, dar până la urmă sunt niște cifre, până la urmă trebuie să găsim rezolvările și ce putem să facem pentru oameni ca impactul acestei pandemii să fie cât mai mic și cred că toată lumea recunoaște că sănătatea este cel mai important lucru al omului și vreau să-i asigur pe toți telespectatorii dumneavoastră că instituția prefectului lucrează 24 de ore din 24, inclusiv sâmbătă și duminică. Orice se întâmplă, urmărim în timp real toți parametrii din spitale, tot ceea ce înseamnă incidențe pe fiecare localitate în parte și avem peste 450 de localități în județul Hunedoara. Deci vreau să le explic oamenilor că luăm incidența atât pe unități administrativ-teritoriale, vorbim de comune, orașe, municipii, dar luăm incidența și pe localități. Aia înseamnă și pe fiecare localitate dintr-o comună, de exemplu. Și noi chiar am făcut aseară o comparație cu domnul director Sebi Meze de la Direcția Sănătate Publică și suntem așa cu o evoluție pe ultimele 14 zile destul de într-un platou. Deci nu suntem într-un platou, dar care dar, nu coboară, nici nu crește. Nici nu coboară, nici nu crește și vedem ce soluții găsim. Chiar acum vin de la
o videoconferință unde a participat domnul prim-ministru Ludovic Orban împreună cu domnul ministru al Sănătății Tătaru și cu domnul secretar de stat Raed Arafat și ceilalți din ministere, factorii de decizie, unde am luat în discuție foarte mult partea de locuri la ATI, partea de paturi suport COVID. Adică să creșteți numărul paturilor de la ATI din spitalul. Da, încercăm să creștem numărul de paturi. Chiar acum, de 5 minute, s-a discutat cu spitalul de la Hunedoara să vedem acolo, am avea o anumită portiță să creșteți numărul. Să creștem. Aici mai e o problemă, trebuie să o înțeleagă lumea. Ca să faci ATI-ul complet COVID sau o parte COVID, trebuie să ai circuite. Trebuie să ai gărzile foarte bine puse la punct. Și atunci, cu promisiunea dânsului, săptămâna viitoare, cel târziu luni, reușim să mai facem câteva paturi la Hunedoara. Suntem în discuție. Am rezolvat o linie de gardă și un specialist ATI la Orăștie. Sperăm că și acolo, în cel mai scurt timp, să mai facem niște paturi de ATI pentru suportul COVID. Monitorizăm în județ că avem mai multe spitale care parțial sunt suport COVID. Săptămâna trecută am reușit să mai facem 50 de locuri la sanatoriul de la Brad. Au și început să vină pacienți acolo. Guvernul României a reușit să mai trimită din rezerva națională combinezoane, măști deci profesionale, mânuși, tot ceea ce este necesar deci, ca și parte protecția medicilor și asistenților. Medicală. Exact, exact. Vreau să transmit și medicilor și asistentelor și infirmierilor și tuturor celor care lucrează în aceste spitale că înțeleg foarte bine, este o stare poate anormală. Se pare că au ajuns și ei la dar vreau să le mulțumesc public pentru efortul care dumnealor de luni de zile îl fac. Sunt multe spitale care au început de la chiar din martie, de când a început această pandemie și chiar este greu să lucrez zi de zi cu un ritm, combinezon, cu măsuri de astea extreme de protecție, dar viața noastră până la urmă este în mâinile lor și cu siguranță vom reuși să trecem peste acest hop. Deci, domn prefect, vă mulțumesc pentru primele informații. Vreau să vă spun că și dumneavoastră ați fost foarte curajos de câteva săptămâni, prefect, să preluați această funcție în această perioadă, într-adevăr, grea. Cred că e o misiune foarte delicată. Am văzut că aveți o activitate, într-adevăr, intensă, zi lumină și e foarte greu, dar, cum spuneați, împreună cu medicii, împreună cu toți... Da, vreau să mai spun un singur lucru. Suntem pe incidența medie pe județ la 2,85 aproximativ. Da. Suntem sub 3 de pragul roșu, dar avem multe județe în jur, după cum ați văzut, Sibiu, Alba, Timișu, Clujul, Zalău, Aradu. Cu incidențe foarte mari, într-adevăr. Cu incidențe foarte mari. Ținem, să zic, în mână. Poate ne ajută Dumnezeu și cu efortul tuturor. Și aici vreau să le contează de oameni, cred, și până la urmă trebuie să explicăm realitatea. Cu cât oamenii se vor proteja mai bine, e vorba de fapt, facem un efort comun. Ați văzut că de azi noapte, de la ora 0, au intrat unele măsuri și cred că cea mai importantă măsură este purtarea măștii obligatorii. Atât în spații publice, cât plus și spații închise. În spații închise și... Cred că este una dintre cele mai importante măsuri. Am primit și la redacție foarte multe mesaje. De unde pot oamenii să procure această adeverință, adică de circulat, de care intră în vigoare seara? Intră pe Facebook-ul instituției prefectului și pe site și noi o poate descărca. Și pe ecran, acum, dacă pot să vadă telespectatorii, așa arată declarația pe proprie răspundere, care fiecare cetățean, după orele 22 până la 5 dimineața,
sau 21, dacă nu greșesc. 21, 21 da. Până la 5 dimineața, trebuie să aibă în posesie în cazul în care merg la serviciu sau la farmacie. Sunt acolo niște, cum vedeți, niște... Normal după ora 23 până la ora 5 până la ora 5 dimineața, exact. E bine să aveți această hârtie la noastră, deci o puteți procura. Nu aveți posibilitatea să o scoateți de pe internet. Se poate face scrie de mână, fără nicio problemă. Oamenii se pot scrie de mână, dar e bine să o aibă la dâns și pentru că se fac controle și așa e și bine. Chiar am discutat acum cu structurile care monitorizează aceste măsuri și vorbim de jandarmerie, vorbim de poliția română, vorbim de colegii de la Inspectoratul de Situații de Urgență. Vor fi patrule în această perioadă de noapte, de la 23 până la 5 dimineața. Nu suntem, eu știu, cumva că mergem și automat dăm, le-am recomandat ca azi, mâine, să discute cu oamenii, să înțeleagă. Chiar dacă nu au, le-am zis la cei de la poliție și la jandarmi, să aibă câte o declarație, să o dea la om. Da. Pentru că lumea nu este obișnuită până la urmă și înțelege și trăim de multe luni. Deci există o deschidere și din partea autorităților. Am mai folosit această declarație pe stare de urgență. Da. Nu este nimic nou, dar tot ce se face, tot efortul care îl face Guvernul României și primul ministru și noi ca și instituții directe implicate ale Guvernului României în teritoriu, le facem doar în scopul de a îi feri pe oameni de tot ceea ce li se poate întâmpla. Vedem că în țări europene, la vest de noi, sunt situații mult mai grave. Acolo numărul de infectări este foarte, foarte mare și acolo s-au luat chiar niște decizii de carantinare totală. Da, s-a închis, tot este pe lockdown și... Exact. Și prin ceea ce încercăm să facem este să ne ajungem acolo. Pentru cu că, siguranță, adevăr, cu siguranță. Asta era din nou o întrebare. Oamenii deja știți că a fost o mare forfotă în martie, când înainte de stare de urgență toată lumea mișuna prin toate hipermarketurile și toate magazine să și acumuleze provizii. Credeți că mai e cazul acum ca nu lumea este, să... Nu este cazul deci acum. Puteți asigura pe oameni că nu trebuie să meargă bulucă, vor fi asigurate pâine, alimentele de bază, farmaciile vor fi deschise. Toate aceste funcțiuni o să fie în regulă, aprovizionările se fac, ținem legătura în permanență cu toți operatorii economici. Nu se duce lipsă de nimic. Ați văzut că dacă în martie nu aveam materiale sanitare, acum vorbim există. De măști, vorbim de combinezoane, vorbim de mânuși, există acum, toată lumea se poate aproviziona, nu mai e această problemă. Un alt subiect foarte la curent de astăzi este cu situația piețelor. Printr-o decizie luată tot de Guvernul României s-a decis ca acele piețe care sunt închise, adică care au spațiu închis și avem și un exemplu, chiar la Deva, de exemplu, să fie mutate cumva în exterior. Ce se întâmplă la noi în județ cu situația din piețe? Ce să înțeleagă oamenii? Că vor găsi, într-adevăr, tarabele din nou undeva, amenajate, să-și cumpere ceea ce le trebuie? Da, chiar de sâmbătă eu am avut o ședință cu toată lumea și chiar am făcut o conferință de presă pe acest subiect. Am luat legătura cu toți primarii din cele 11 localități unde există piețe închise. Sunt, din câte știu, vreo 13 locații din cele 11 localități unde există piețe închise. Toți primarii au înțeles și chiar le mulțumesc public și am avut întâlnire directă și cu domnul primar Oancea de la municipiul Deva. Dânsul automat a luat măsurile necesare și am stabilit împreună că în proximitatea pieței, chiar azi de dimineață s-a închis tot perimetrul care este adiacent pieței, vorbim de la Alianța Siriac și până la jos la Piața Azul și pe partea cealaltă până la poliția locală. Acel spațiu va fi dotat cu acele căsuțe de lemn, cu tarabe acoperite, unde toți producătorii, toți fermierii care au vândut înăuntru la tarabe, li se va acorda spațiu cu taxe foarte mici, pentru că la ora adică asta nu vor plăti aceleași taxe, nu vor plăti aceleași taxe. La ora asta plăteau în jur de 400 de lei pe lună taraba dinăuntru pieței și primăria pe hotărâre de consiliu
a stabilit a micșorat la 240 de lei. Da, o veste deci, bună. Este totul, să zic așa, în flux, dar se pune la dispoziție. Chiar va fi acolo, o să vedeți că ca un fel de târg de Crăciun încercăm să facem. Dacă folosim aceleași căsuțe care au la târgul de Crăciun, înseamnă că... O să fie pavazate, o să fie lumină, o să fie tras curent la fiecare căsuță și încercăm să facem condiții. Vreau să le explic tuturor să înțeleagă, pentru că a fost acum un fenomen cu aceste piețe. Nimeni n-a dorit să închidă piețele, nimeni n-a dorit să restrângă activitatea fermierilor. Și toată lumea s-a gândit că în piețe exista o forfotă foarte mare, erau mesele foarte lipite, era multă lume. Am încercat să luăm aceste măsuri pentru a proteja oamenii, pentru a le oferi cele mai bune condiții ca să nu se infecteze. Și au existat soluții. Primarii au înțeles și la Deva, și la Hunedoara, și la Orăștie, și la Petroșani, și la Brad, și la Petrila, deci și la Vulcan, și la Lupen. Lor, chiar dacă indiferent de partea politică, deci toți nu au înțeles... Nu s-a făcut nicio diferență, de asta spun, deci toată lumea a înțeles, pentru că... E un interes comun până la urmă, fiecare... Plus că unde au fost magazine în interiorul piețelor, acestea... vor funcționa pe sistem de complex comercial. Aceste magazine sunt autorizate. Acum este clar unde este sectorul de lapte și brânzeturi. Este un sector bine delimitat, autorizat sanitar veterinar. Există circuit. Acele nu le putem scoate afară pentru că nu sunt condiții sanitare veterinare și de sănătate publică pentru a desfășura această activitate. Vorbim de a rămâne aceste foste piețe ca și centre comerciale, iar în proximitatea lor, în fața piețelor, au fost multe piețe care aveau în afară, cum e la Brad, cum e la Hunedoara, cum e la Petroșani. Există acele spații în care au avut acoperiș, producătorii pot să vină. Chiar pot să le spun prin intermediul dumneavoastră că la Deva, cu siguranță, dacă va fi definit acel spațiu mare, deschis, în aer liber, unde lumea va circula, zic eu, destul de mult, pentru că intrăm în perioada sărbătorilor de iarnă. Și vor avea loc toți care sunt în interior? Vor avea loc toți. Nu mai suntem acum ca în plină vară în care... Mă rog, toți care stau acum în piață, da. Deci nu vor rămâne fără tarabă. Vara știm foarte bine că vin foarte mulți și din sudul țării care vând în piață. Dar cei care sunt activitatea acum agricolă, nu acum s-a încheiat ciclul normal de viață. Vorbim despre vânzare de mere, vorbim de vânzare de cartofi, vorbim de vânzare de leguminoase, vorbim de vânzare de fructe în general. Da. Și vor avea toată lumea loc pentru că suntem aproape de ei. Am rugat și colegii de la Direcția Agricolă să meargă la fiecare piață, să discute cu fermierii, cu țăranii și să găsim soluții pentru dumnealor. Încă o dată vreau să le spun oamenilor că nimeni nu face nimic împotriva lor. Toată lumea dorește să facă pentru a-i proteja pe oameni, pentru a le asigura cele mai bune condiții. Nu vrem să distrugem, Doamne ferește, sectorul agricol privat din România. Iubim fermierii, iubim țăranii noștri, de acolo am plecat toți. Eu, în primul rând, sunt inginer agronom de meserie și... Și chiar a fost directorul Direcției de Agricultură. Îi înțeleg, am lucrat 20 de ani și lucrez și în privat în agricultură. Cred că sunt persoana poate care înțelege printre cel mai mult nevoile și ofurile. Această și măsură e pentru 30 de zile, asta trebuie da, să înțeleg. Da, este pentru 30 de și zile. Și în caz că se va dacă reușim să dăm înapoi, să... fie o pantă descendentă a acestui păcătos de virus, cu siguranță. Deci după 5 decembrie se vor reveni toate condițiile care le au. Referitor la, vedeți, oamenii într-adevăr sunt deja aproape 9 luni, stresul, unii și-au pierdut locul de muncă, domnul prefect.
Mai nou am văzut în guvern, s-a luat în considerare foarte mult să se aplice telemuncă. Adică mulți oameni să lucreze în măsura, acolo unde se poate, să lucreze de acasă. De exemplu, în instituția prefectului, la prefectură, aveți oameni care fac acest lucru, lucrează de acasă sau sunt toți încă la birouri? Da, noi suntem puțini, nu suntem decât 28 de persoane care lucrează în instituția prefectului. Există spațiu suficient. Dar am luat decizia ca să împărțim personalul în două grupe și jumătate vine de la 7:30 și jumătate vine de la 8:30. Deci ați luat anumite măsuri și acolo tocmai ca pentru a evita. Aceste măsuri sunt foarte bune ca să nu aglomerăm transportul în comun și transportul în oraș la o anumită oră, la ora 8, când toată lumea începea. Am trimis o circulară către toate instituțiile de concentrate, acolo unde există personalul, cum e finanțele publice, cum sunt mai multe instituții care sunt peste 50 de persoane, să încerce tot ce se poate să meargă în telemuncă. Deci să lucreze efectiv și de acasă. Vom verifica săptămâna aceasta să vedem ce măsuri au luat fiecare, dar cu siguranță trebuie luate, pentru că n-are rost să stăm patru într-un birou și nu avem condițiile de distanțare, nu există cubajul necesar ca să poți să desfășori o activitate, eu știu, care trebuie făcută în timpul acestei pandemii. Acum, sunt instituții unde nu se poate, sunt conectate la servere naționale, nu poți să iei calculatorul și să-l duci acasă corect. Și să-ți faci treaba. Dar acolo unde se poate, am reușit și am încercat și am discutat cu fiecare conducător în parte să treacă pe acest sistem de telemuncă. În privat se întâmplă acest lucru de mai mult timp. V-aș putea întreba, fiind și reprezentantul guvernului, ce se întâmplă dacă anumite companii trebuie să restructureze, adică trebuie să trimită oamenii acasă, deoarece activitatea lor s-a restrâns. Guvernul va veni cu soluții? Credeți că va aduce soluții de plată șomaș tehnic, cum aveam sunt în vigoare la ora aceasta măsurile de șomaș tehnic. Am discutat cu directorul de la AJOFM din județul Hunedoara. Automat, când intră incidențele peste 3 la mie și tot ce înseamnă Horeca, până la urmă, se închide, dărâmând doar terasele. Automat se diminuează numărul de salariați care sunt pe Horeca. Pot să meargă să-și ceară acel șomaș. Deci beneficiază de legislația care e în vigoare exact. Din martie. Vorbim de părinții care trebuie să stea cu copiii acasă. Mici. Știm foarte bine că începând de astăzi s-a trecut toată școala pe online. Pe online, da. Și toți părinții, bineînțeles, își pun întrebarea. Sunt care au poate bunici, sunt care poate sunt, au dar sunt și persoane, cei care nu au și dar chiar sunt și persoane care nu au cu cine să-și lase copiii. Și vorbim de la grădiniță și da. Până pe la clasa a patra, da, e da, clar da. Că cineva trebuie să stea cu ei, că da. Nu poți să-i lași cu gazul. Cu deci în cazul ăsta pot beneficia să meargă la JFM și acolo găsesc de suport guvernamental pe acest domeniu. Domn prefect, aș vrea să vă mai întreb, care este, dacă cumva cunoașteți, care este stadiul implementării ordonanței de urgență de guvern 74 privind gestionarea deșeurilor municipale în județul Hunedoara, cunoscând problemele din cele patru zone? Am înțeles că sunt ceva probleme și pe gestionarea deșeurilor și să sperăm că în plină pandemie să nu existe riscul în care să rămânem cumva cu gunoaiele neridicate. Da, și aici am avut o situație în Valea Jiului unde au fost niște discuții în ceea ce privește neridicarea gunoiului sau nu. Se dorea la un moment dat chiar să se înceteze contractul care l-aveau pe zona Văii Jiului pentru colectarea deșeurilor. Dar parcă a și fost notificarea că a renunțat. A fost o notificare, dar vreau să vă spun că suntem în faza în care s-a discutat cu ei. Normal, Consiliul Județean gestionează tot ceea ce înseamnă da, colectarea integrată deșeuri. A deșeurilor. Este acea ADI deșeuri. Până la urmă
s-au întâlnit toți primarii din Valea Jiului, s-a făcut o minută și o înțelegere cu cei de la care Supercom, este firma Supercom, este da. Firma care colectează de pe toată zona Văii Jiului. Se vor da acum hotărâri de consiliu ca să reglementeze până la urmă ordonanța 74 toate problemele care erau din punct de vedere a prețurilor, a colectării selective și cu siguranță se vor găsi soluții. Deci veți urmări să spunem să nu a, cu să siguranță urmărim pentru că nimeni cred că nu vrea să rămână cu gunoiul în fața blocului. Da, da, da. Și plus că incidența pe mediu până la urmă ne afectează pe fiecare persoană în parte și eu zic că dacă lumea se pune la masă, dacă încercăm să discutăm, să negociem, să găsim cele mai bune soluții, nu cred că vor fi deocamdată probleme pe acest segment. Domnul prefect, cum spuneam, aveți câteva săptămâni de când sunteți în această funcție. Da, chiar mâine am... O lună? Nu o face... lună. O lună. Mulți înainte, curajos, eu v-am spus de la început că e mare curaj să preia această funcție în perioada în care ne aflăm. Sunteți optimist în ceea ce privește trecerea cu bine peste această pandemie care ne-a schimbat viețile complet la toți? Da, nu, poate să dureze la infinit și cu siguranță omenirea și mințele luminate și vedeți că toată lumea face eforturi și avem semnale că în sfârșitul anului, începutul anului viitor, toată lumea are în teste acest vaccin împotriva virusului SARS-CoV-2. Poate dă Dumnezeu anul viitor sau, eu știu, din primăvară să intrăm în normalitate și să ne vedem de viețile noastre, să ne vedem de socializare, să interacționăm, să discutăm. Ce sfaturi poate să dea prefectul județului cetățeanului care se uită acum la noi? Adică, într-adevăr, e o problemă psihică, vedeți, această perioadă grea, într-adevăr, duce la un alt mod de viață. Dar eu mai spuneam într-o emisiune anterioară, prima ediție specială care am avut-o, că până la urmă am avut străbunicii, bunicii care au luptat în războaie mondiale și au trecut. Trebuie să încercăm cu toții, dar efortul de părerea mea este că este comun. Adică, pe lângă că autoritățile încearcă să facă orice le stă în putință, cred că și de baricada, de partea cealaltă oamenii, trebuie să facă un efort, știm că e foarte greu, dar cred că numai un efort comun poate să ducă la această micșorare și, până la urmă, de ce nu eradicarea acestei pandemii, că până vine vaccinul, sunt convins că va mai trece ceva timp și aceste creșteri pot fi stagnate decât prin măsuri luate, dar și oamenii să le pună în practică. Am avut un exemplu foarte bun. După starea de urgență, numărul cazurilor a scăzut foarte mult. Și am avut spitalul de la Deva, care a fost plin, la un moment dat, total da. Suport COVID. După aia, chiar am avut cazuri în județul Hunedoara, la un moment dat eram pe locul 2 cu cele mai multe cazuri, da? Și s-a luat hotărârea de a gestiona într-un fel. După 2 luni de zile a ieșit Spitalul Municipal de la Deva din suport COVID. Eram pe locul 24 la un moment dat și cred că s-a gestionat în acea perioadă foarte bine pentru că toate instituțiile au reușit să-și facă treaba, dar în special oamenii, cum ziceți dumneavoastră. Și cred că în această ecuație, fiecare persoană, fiecare individ în parte, dacă respectă regulile, vorbim de purtarea măștii, de distanțare, de igiena mâinilor, da. Pentru că astea sunt formele prin care cel mai ușor se transmite acest lucru. Rugămintea mea, hai să păstrăm acum, în această perioadă, să nu mai facem întâlniri cu multe persoane, să încercăm să ducem o viață de familie, să zic așa, mai intensă, de a nu ne mai întâlni cu altcineva și în alte moduri sau, eu știu, oricum, evenimentele nu mai sunt la ora aceasta funcționale. Bineînțeles că ne lipsesc. Orice român. Se suntem un popor latin, domnul prefect, nu eram obișnuiți românii da, să fim mai noi toți până la urmă vreau să stăm împreună, da, să discutăm, să dăm un sprit, să socializăm, să mergem în concedii. Dar dacă facem un efort, eu știu, substanțial în această perioadă, cu siguranță
vom reuși să trecem. Pentru că am avut exemplu care vi l-am spus înainte. Dacă se iau măsuri și dacă respectăm aceste măsuri, cum le-am respectat în acea perioadă de stare de urgență? Și acum suntem într-o perioadă de semi-stare de urgență. Da. Facem un pic de efort și poate de la 10.000 de cazuri care au fost săptămâna trecută, reușim în două săptămâni să înjumătățim și să ne gândim. Deci vreau să vă spun sincer, atâtea cazuri și atâtea persoane am văzut în această perioadă, pentru că mie vine situația în timp real la toate spitalele, știu ce înseamnă urgențe, știu ce înseamnă ATI. Am avut chiar prieteni, cunoștințe care au fost în situații grave. Vreau să le spun oamenilor, vă rog frumos, credeți că ni se pot întâmpla lucruri grave. Și gândiți-vă la apropiații dumneavoastră, la părinți, la bunici, oameni care poate au anumite probleme, eu știu, de comorbiditate, au alte boli. Acolo riscul este major și sistemul medical nu poate să suporte la infinit. Ați dat exemplu Franței, Germaniei, Italiei. Acum e vorba de Polonia, de Cehia. Chiar Statele Unite nu mai fac. Statele Unite sunt 100.000 de cazuri pe zi. Nu mai fac față la... Nu putem extinde, nu e un elastic sistemul sanitar să-l folosim la infinit. Ce trebuie să știe oamenii? Chiar ieri s-a atins pragul de 50 de milioane la nivel de planetă. 50 de milioane este o țară de ori, aproape de 3 ori cât România. Deci numărul infectaților la nivel mondial e foarte mare, ceea ce ne spune clar că nu e de joacă cu acest virus. Da, nu este de joacă, dar în același timp lucrurile trebuie să meargă în normalitatea care există. Trebuie să avem grijă de economie. Trebuie să meargă oamenii la muncă. Trebuie, pentru că altfel nu putea cade în cealaltă pantă, domn prefect, și când nu mai avem ce mânca, și atunci va fi mai grav. Nu putem să murim de foame, pentru că nu mai putem să facem nimic. Dar putem să muncim, putem să desfășurăm activitatea, ca să putem să participăm efectiv cu taxe și impozite, să susținem sistemul medical, să susținem sistemul de învățământ, să susținem sistemul de pază și ordine. Pentru că sunt și alte probleme care până la urmă ne înconjoară și vrem să dăm drumul la treabă. Aș trece într-un registru mai optimist în urma discuției care s-a avut ultima oară. Astăzi ați participat la un eveniment, să spunem, nu legat de COVID, un eveniment plăcut despre investiție majoră în DEVA, și anume recepția lucrărilor la centrul logistic Industrial Park, aflat în zona Cristuri. A fost împreună cu domnul primar. Noi avem și niște imagini, dacă lor regia să le folosească. Am înțeles că investiție de 40 de milioane de euro, deci iată că mai sunt și vești bune, domnul. Ce presupune această investiție? Se vor crea locuri de muncă? Da, a fost, dacă tot zicea să trecem spre un moment pozitiv și, după cum o spuneam, viața merge înainte și trebuie să avem meargă, grijă de economie. Ăsta este cel mai bun exemplu în județul Hunedoara, că se poate. Ce am văzut astăzi acolo, chiar am fost plăcut surprins împreună cu domnul primar al municipiului Deva, Florin Oancea, care a girat pentru această investiție și, după cum vedeți, este o investiție foarte mare, este o investiție de 40 de milioane de euro. Da. Va fi, acum a fost recepția finală a constructorului. Va fi operațional la sfârșitul noiembrie, începutul decembrie. Acum. Este aproape totul pregătit. Vor fi 300 de locuri de muncă. Este cea mai mare investiție în ultimii ani în județul Hunedoara. Este o investiție pe vreo 6 hectare. Vreau să vă spun că numai pe un hectar este partea de frig, acele frigidere imense unde... Deci această locație este suport pentru cei de la Carrefour, unde pentru toată zona bănuiesc, nu numai pentru județul Hunedoara. Tot ce înseamnă vestul țării se va conecta aici, în ceea ce este partea logistică de distribuție a mărfurilor. Vedeți cum spuneam, mai există și vești bune.
Bănuiesc că, știu că am anunțat și domnul primar, că vor mai fi și alte investiții. Viața trebuie să-și urmeze cursul, domnul prefect, exact cum spuneați. Da, și vedeți că și-o urmează. Oamenii sunt chiar super profesioniști și fericiți și pe cei care au făcut... Bănuiesc că s-au lucrat cu firme de la noi. Poate da, multe... majoritatea firmelor au fost din județul Hunedoara. Deci au venit banii direct. Au venit banii aici, banii au rămas aici și până la urmă se plătesc taxe și impozite din acești... În Deva și în județul Hunedoara. Și cei 300, dacă ați aflat, cele 300 de locuri de muncă vor fi create în următoarele luni? Da, începând din decembrie, începe efectiv să funcționeze acest spațiu. Deci, dragi Hunedoreni, ați auzit, există cât de curând o veste foarte bună cu deschiderea acestui centru logistic. Da, o să vedeți că în mijlocul lui noiembrie o să mai mergem la Altex, pentru că va fi... un nou centru comercial și acolo investiție destul de mare. O investiție foarte mare. Deci lucrurile se mișcă, asta e un lucru bucurător. Noi suntem, până la urmă, guvernul României și reprezentanții guvernului în teritoriu. Până la urmă suntem oameni de factură liberală și încercăm să susținem întreprinzătorii privați, să susținem economia. Suntem oameni care dorim să punem pe picioare afaceri de orice tip, pentru că de acolo până la urmă vom putea susține și partea socială, vom putea susține și tot ceea ce înseamnă învățământ, tot ceea ce înseamnă cultură, tot ceea ce înseamnă sistemul sanitar despre care am vorbit în prima parte a emisiunii. Și fără acești oameni care muncesc zi de zi, fără aceste minți luminate care încearcă să dezvolte afaceri, cu siguranță nu vom putea merge înainte. Despre termocentrală ne puteți spune ceva de la Mintia? Știu că de-a lungul ultimelor săptămâni, luni, au fost probleme. În diferite discuții, chiar am participat la întâlnire și cu patronatul și cu sindicatele. La ora aceasta, oamenii din Deva au căldură, au apă caldă, urmăresc, fac o operativă în fiecare dimineață, atât cu Mintia și, cât și cu reprezentanții de la CEH, de la Petroșani. Văd în timp real cât cărbune se trimite din Valea Jiului pentru funcționarea termocentralei la Mintia. Se livrează cam un tren de cărbune pe zi. Adică deveni să înțeleagă au asigurată apa caldă au și căldura. Asigurată apa caldă și căldura. Guvernul face eforturi mari ca să poată să susțină și chiar în ultimul timp s-a implicat în ceea ce privește problemele combinatului energetic Hunedoara. Suntem în discuții cu dumnealor să vedem ce soluții vor fi pentru viitorul acestui complex. Dar încă o dată vreau să-i asigur pe cei peste 3.000 de mineri care sunt în subteran și cei care lucrează la câteva sute, chiar 700 la Mintia, că o să fac tot posibilul ca să interconectez guvernul României cu problematica dânșilor și se asigur că încercăm să funcționeze lucrurile, ca ei să-și ia salariile, să meargă mai departe, meargă să-și întrețină copiii, să-și țină familia. Dar, până la urmă, este unul dintre cei mai importanți dezvoltatori, să zic, ai județului Hunedoara și depindem, până la urmă, de dânși. În luna aceasta, care spuneați că o aveți noastră de când sunteți prefect, cu ce fel de probleme, în afară de cele legate de pandemie, se mai confruntă cetățenii județului Hunedoara? Sau ce fel de probleme, cu ce probleme vin ei la prefectură și noastră încercați să le... Sunt foarte, foarte multe probleme. Chiar... Eu vreau să vă spun că noi coordonăm tot ceea ce înseamnă instituții deconcentrate în județul Hunedoara. Și de la pensii până la ajutoare sociale, până la direcția agricolă, până la finanțe, până la sanitar veterinar, până la direcția de sănătate publică, până la cultură, până tot ce înseamnă instituții, deci care duc la funcționarea statului. Avem o strânsă legătură cu unitățile administrative teritoriale și suntem responsabili de legalitatea actelor și girăm legalitatea actelor care o face fiecare UATU în parte. Am trecut prin această perioadă în care au fost alegeri locale. Am fost la
peste 40 de depuneri de jurământ a primarilor și a consilierilor locali. Deci a făcut un tur de forță, așa, n-a? A fost la, de toate culorile, să spunem da, așa. Da, dar sunt multe probleme de fond funciar și suntem în plină campanie pe legea 231, unde în zonele necooperativizate am încercat să întabulăm terenurile din ceea ce înseamnă curs și clădiri de la persoanele care s-au depus cereri pe această lege și vreau să vă spun că această lege a început acum 2 ani de zile, s-au depus peste 90.000 de cereri și la ora aceasta sunt peste 4.000 de cereri rezolvate prin comisiile, prin Comisia Județeană de Fond Funciar. Din cele 90.000? Da, peste 40.000. Și care ar fi? Deci nu 40.000, 9.000 și 4.000. Așa, credeam. Mă scuzați. Deci aproape jumătate s-au aproape rezolvat. Jumătate. Când se vor rezolva celelalte? Există un termen? Este un flux. Un flux, Comisia locală preia cererile, să spunem că un an de zile este șansele ca toți beneficiarii. Vreau să vă spun că numai anul acesta, de când am venit eu la instituția prefectului din 10 iulie, s-au rezolvat peste 2000 de cereri. Foarte bine. Deci trendul este, se lucrează. Comparabil cu anul trecut, care au fost vreo 90 și ceva de cereri. Deci se lucrează în ritm alert pentru rezolvarea. Este și specialitatea mea. Sunt aproape de primar și chiar le promit că tot am și rezolvat ca orice cerere și dosar care intră în Comisia de Fond Funciar. Dacă există, noi o aprobăm și există procesul verbal de punere în posesie. În maxim 30 de zile se poate omul să intre în posesia titlului de proprietate. Cum spuneam, de curând s-au mai ales noi primari, alții au continuat din nou cu un nou mandat. Ce relație aveți instituțională cu primăriile, cu ATU-urile? Că vă cunoașteți cu ei și din funcția care o aveați înainte. Cred că cunosc pe majoritatea primarilor. Pot să spun că am fost în toate comunele din județul Hunedoara și cred că pot să spun că am fost aproape în toate satele din județul Hunedoara. Și cunosc personal pe toți primarii. Ce le spuneți la primari? Sunteți deschis la orice dialog, la orice cu deschidere, indiferent de culoarea politică? Când am fost la dâns și la depuneri de jurământ, când ne întâlnim pe holurile prefecturii. Și am lucrat cu dânsii de 20 de ani în instituțiile în care am fost, atât la APE, la FIR, la Direcția Agricolă. Sunt aproape de ei pentru că vreau să fiu aproape de cetățeni. Și dumnealor, până la urmă, sunt cei care sunt reprezentanții cetățenilor în corect, sistemul deci, indiferent de culoarea lor, au ușa deschisă să discute cu... Când ne-am asumat această, când mi-am asumat această funcție, până la urmă mi-am asumat-o pentru toți cetățenii din județul Hunedoara și sunt reprezentantul guvernului în teritoriu pentru oricare dintre cetățeanul din județul Hunedoara. Un ultim mesaj, domn prefect, v-aș lăsa pe noastră dacă aveți cumva și doriți să faceți un mesaj tuturor hunedoreanilor în aceste momente. Un minut, poate, sau jumătate de minut, dacă vreți să le mai spuneți, să transmiteți ceva la cei care ne urmăresc. Da, vreau să fim foarte conștienți de perioada prin care trecem. Vreau să încercăm să luăm toate măsurile pentru a avea grijă de semenii noștri, de apropiații noștri, de cetățenii din județul Hunedoara. Vreau să luăm foarte în serios măsurile care trebuie să le luăm ca să combatem această pandemie. Dar în același timp vreau să le spun că viața merge înainte, le doresc sănătate, să poată să ducă o viață normală, să meargă la muncă, până la urmă să socializeze așa cum se poate în această după perioadă, regulile care sunt. După regulile care sunt, dar să nu uităm că suntem oameni, că putem să fim conștienți că prin tot ceea ce facem, secundă de secundă, putem să întindem o mână pentru binele societății și pentru binele poporului român. Domnul prefect, vă mulțumesc foarte mult că ați onorat invitația mea. Vă mai aștept și cu altă ocazie, pentru că a fost o reală plăcere să vă am alături.
Stimați telespectatori, mă bucur că am reușit în această primă ediție a emisiunii Interes Local să avem în studio reprezentantul Guvernului Teritoriu, pe domnul prefect. Promit că o să încercăm să-l aducem cel puțin la o perioadă de câteva luni sau când va fi nevoie. Miercuri viitoare o să avem invitat pe domnul primar al municipiului Deva, Flor Nicolae Oancea, așa că rămâneți aproape de noi pentru că vom afla multe lucruri foarte importante. Vă doresc multă sănătate, aveți grijă de voi, încercați să respectați pe cât de mult posibil aceste norme, pentru că sunt făcute în beneficiu tuturor și împreună să dea bunul Dumnezeu să scăpăm de acest virus nenorocit care ne-a schimbat, așa cum spuneam și în timpul emisiunii, viața la cu totul și totul altfel față înainte. Să aveți o seară minunată, dar vreți să mai spuneți ceva? La revedere și Doamne ajută. Doamne ajută Mulțumesc să de ne auzim cu invitație. bine. Până miercuri vă spun o seară minunată și să fiți sănătoși.